Tu știi că eu sunt doar un copil de clasa 5-a cu o mulțime de probleme. Poate pentru tine, care știi și rezolvi toate problemele lumii, este puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Știu că nu sunt tocmai copilul ideal, dar mă străduiesc după puterile mele. Mi-ai dat părinți iubitori care mă ajută și de aceea aș vrea să te rog să mă ajuți să îi pot răsplăti cumva pentru eforturile lor. Mi-aș dori să-mi pot face singur în weekend temele pentru că să nu mai supăr pe mama. Nu pot uita cum m-ai ajutat să trec peste problemele de sănătate una câte una. Atunci când eu m-am născut foarte mic, tu m-ai ajutat să cresc mare și sănătos. Atunci când am fost operat la picior, de asemenea, m-ai ajutat și întărit să mă pot recupera. Tu știi de asemenea că îi iubesc pe colegii mei, dar mă necăjesc adesea cu micile lor răutăți. Sigur, și pentru asta îi iert, chiar dacă mai râd de mine uneori. Doar nu suntem perfecți, numai tu ești. Te rog, iartă-mi greșelile pe care le fac de multe ori fără să-mi dau seama și cu puterea ta cea mare ajută-mă să înțeleg lumea în care trăiesc și să mă pot adapta la cerințele tuturora. Ajută-mă să fiu sănătos și să mai trăiesc mulți, mulți, mulți ani de acum încolo. Și sănătate pentru mama, tata, bunica și bunicu. Și pace în toată țara.